8 membri ai unei grupări criminale au fost reținuți de către oamenii legii, aceștia fiind suspectați pentru punerea în circulație a substanțelor interzise. Potrivit organelor de drept, activitatea lor era desfășurată atât în Moldova cât și în afara ei. Astfel, în urma mai multor percheziții autorizate, au fost confiscate droguri, arme de foc deținute ilegal și automobilele folosite în activitatea criminală. De menționat că substanțele interzise găsite de polițiști ar valora pe Piața Neagră circa 400.000 de lei. Precizăm că anterior, în 2015, liderul grupului a fost reținut pentru contrabandă cu peste 130 de kilograme de hașiș, fapt pentru care în februarie 2020 a fost condamnat la 9 ani de închisoare. Ce ține de cei 8 suspecți, dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 15 ani de privațiune de libertate.